Bună seara tuturor, bună seara, suntem în direct atât pe Facebook cât și pe Instagram și, așa cum vă spuneam, astăzi vom vorbi despre sănătatea mentală. Și înainte să începem, vreau să mă asigur că se vede bine, că se aude bine, că tot în regulă, în așa fel încât să puteți să vedeți și să auziți toate lucrurile despre care o să vorbim în această seară. Hello! Și mi-ar plăcea să-mi spuneți și de unde sunteți. Nu numai dacă se aude bine și dacă se vede bine. Bună seara, bună seara, bună seara și pe Facebook, bună seara și pe Instagram. Bună, bună, totul este ok, perfect, se aude, se vede, da? Mi-ar plăcea să-mi spuneți de unde sunteți acum după ce mi-ați spus că se vede și se aude. Bună seara! Bună seara, bună seara! Mulțumesc foarte mult! Chișinău, Frankfurt, Germania, Cluj, Chișinău din nou, Belgia, Germania, cum ziceam, Satu Mare, tot felul de locuri frumoase și din România și din țara. Chișinău din nou, Brașov. Dragilor, mă bucur foarte tare că suntem împreună în această seară și vorbim despre un subiect foarte important pentru noi și pentru echilibrul nostru, sănătatea mentală. Știu că nu este un subiect despre care să vorbim foarte des, de fapt nu vorbim cât ar trebui, pentru că este un subiect tabu și stau și stau să mă gândesc la momentul în care am început să lucrăm la agenda pe care o vom lansa. Agenda pe care o creăm în fiecare an pentru voi, care vă ajută să ne ajute pe toți, pentru că și eu o folosesc să trăim mai conștienți, mai echilibrați. Și am încercat să găsim niște titluri cu ajutorul vostru. Și unul dintre titluri conținea și expresia sănătate mentală. Și este cuvânt, este expresia sau este varianta care a primit cele mai multe like-uri, cele mai multe opțiuni. Și chiar cineva ne-a scris și ne-a spus că, indiferent dacă eu îmi doresc să am grijă de sănătatea mea mentală, nu aș vrea să am pe birou o agendă pe care să scrie această sintagmă, sănătatea mentală, pentru că oamenii își vor pune tot felul de întrebări, își vor pune tot felul de... Da, de întrebări în legătură cu starea noastră. Încă România este un subiect tabu și nu vorbim despre el pentru că n-am fost crescuți așa, la școală nu am fost învățați să vorbim despre acest subiect și dacă prietenii noștri nu o fac, dacă în general nu se vorbește, atunci nici noi nu abordăm foarte des subiectul. Pentru că de foarte multe ori ne e rușine, de foarte multe ori nu știm cum să facem, dar asta nu înseamnă că nu ne afectează, pentru că este o boală invizibilă. Dacă atunci când, nu știu, te doare capul, iei un medicament sau poate dormi mai mult sau bei apă sau mănânci ceva ce simți că o să-ți facă bine sau când, nu știu, ai febră sau temperatura ridicată sau îți rupe o mână sau un picior, știi ce trebuie să faci. Și cumva n-ai niciun fel de dubiu și te duci și îți rezolvi problema atunci când ea apare. Doar că în cazul sănătății mentale, lucrurile nu stau așa, pentru că este o boală invizibilă. Este o tulburare care se așează fără să-ți dai seama. Și pentru că nu am fost învățați să fim atenți la semnele ei, nici nu ne dăm seama când o avem. Bun, și pe lângă asta, probabil că știți și am vorbit de foarte multe ori despre depresie. Și cumva m-am bucurat foarte tare să văd atât de multe mesaje de mulțumire despre faptul, legat de faptul că am vorbit despre depresie, pentru că este un subiect despre care nu vorbim, pentru că numai oamenii cu probleme au depresie și noi nu vrem să fim acei oameni cu depresie și nu vrem să fim acei oameni care sunt cumva priviți într-un cu milă sau să fim dați la o parte sau să creadă lumea că este ceva neregulă cu noi. Tocmai de aceea mi-am dorit foarte tare ca în această seară să vorbim despre sănătatea mentală, pentru că noi, în general, în urmă cu foarte mulți ani, am început să trăim foarte pe repede înainte și chiar căutam un studiu
în anul 2014, uite că nu l-am pierdut, în 2014, în care numărul de oameni cu această afecțiune era foarte, foarte ridicat. Deci vă dați seama cât de mare este în această perioadă după pandemie. Deci oricum, înainte de pandemie, eram cu toții pe pilot automat, făceam lucrurile foarte repede, n-aveam timp în general de absolut nimic, nu aveam timp pentru lucrurile din exterior, mai ales pentru lucrurile care țin de interiorul nostru. Bun. Și cu toate că trăiam acest ritm căruia nu puteam să-i facem față în fiecare zi, a venit pandemia. A venit pandemia care ne-a afectat pe toți, într-o măsură mai mare sau mai mică, și ne-a pus în față cu niște provocări. Iar atunci când ne întâlnim cu necunoscutul, ne speriem. Pentru că necunoscutul ne sperie pe toți, pentru că nu știm ce ne aduce. Și asta înseamnă că nu știm ce să facem într-o astfel de situație. Drept pentru care viețile noastre s-au dat peste cap, indiferent dacă am vrut sau n-am vrut. Cumva am fost forțați să învățăm să trăim altfel. Am fost învățați să trăim complet diferit, să muncim diferit, să relaționăm diferit, să fim altfel decât am făcut-o ani de zile, zeci de ani de zile din viața noastră. Deci după ce că înainte de pandemie totul era foarte complicat, pandemia ne-a scos din zona de confort și ne-a pus să ne adaptăm unor lucruri complet noi, de la care nu puteam să ne sustragem, pentru că o situație în care cu toții ne aflăm și nu putem să facem ceva să ieșim din ea. Și cumva, repet, viețile noastre s-au schimbat și cred că sunteți de acord cu mine că acest lucru s-a întâmplat și mulți spun că nu au fost afectați. Noi toți am fost afectați într-o măsură mai mare sau mai mică și recunosc că în cazul meu, dacă n-aș fi avut toate, eu pot să vorbesc doar despre mine, n-aș fi învățat toate aceste metode care să mă țină echilibrată, probabil că nu m-aș fi simțit foarte bine în această perioadă. Și de aceea mi-am dorit ca agenda din următorul an să aibă sănătatea mentală. Și aș vrea să vorbim un pic despre ce înseamnă să ai probleme cu sănătatea mentală, pentru că e o diferență foarte mare între a arăta bine și a fi bine. Pentru că sunt convinsă că ați văzut foarte mulți oameni care arată foarte bine și pot să vorbesc din experiența mea, din nou, dar care pe interior nu se simt atât de bine. Și cu cât te simți mai rău, cu atâta vrei să arăți celorlalți oameni că totul e în regulă cu tine, pentru că nu vrei să știe nimeni că în interiorul tău se întâmplă niște lucruri care nu te fac deloc fericit, ba chiar îți iau energia, îți iau pofta de viață, nu mai ai niciun chef să faci absolut nimic și ai senzația că viața nu mai are niciun sens. E, atunci este un moment în care sănătatea ta este grav afectată, sănătatea mentală, iar dacă sănătatea mentală este afectată, cu siguranță și sănătatea noastră are probleme. Pentru că, până la urmă, sănătatea mentală înseamnă starea ta și înseamnă corpul tău. Și ne este foarte frică să vorbim despre emoțiile noastre și despre felul în care ne simțim, pentru că, exact așa cum spunea Simona, asta ne face vulnerabili și ne face să credem că e ceva neregulă cu noi. Și atunci când e ceva neregulă cu noi, s-ar putea ca oamenii să nu ne mai iubească, să nu ne mai accepte și să ne dea la o parte, drept pentru care ascundem foarte, foarte tare lucrurile acestea și ne izolăm. Ei bine, izolarea în astfel de momente este unul dintre cele mai proaste lucruri pe care cineva poate să le facă. Dar înainte de asta vreau să vorbim un pic despre cum poți, care sunt lucrurile care îți afectează sănătatea mentală. Și să o luăm așa. Sănătatea mentală este un fel de baterie pe care noi o avem în interiorul nostru, de care trebuie să avem grijă și pe care trebuie să o încărcăm de fiecare dată, pentru că în momentul în care ea este încărcată, avem energie, avem forță, avem absolut tot ce necesităm în așa fel încât să funcționăm cum trebuie. Când bateria începe să scadă, începe să dea semnale. Doar că Nu suntem obișnuiți să dăm atenție la aceste semnale, pentru că nu am fost învățați de mici
Ba chiar din contra, am fost învățat să acoperim, să facem semnalele să fie cât mai mici și să nu le luăm în seamă, pentru că oamenii care nu au putere, nu au energie, nu sunt ok, sunt niște oameni neputincioși și nimeni nu vrea să fie cu niște oameni neputincioși. Sau un alt motiv este că, deși simțim semnalele, nu le luăm în seamă pentru că avem o listă foarte mare cu to-do-uri pe care trebuie să le semnăm, trebuie să le checuim, pentru că, nu-i așa? Noi trebuie să putem întotdeauna. Hai să vedem care sunt lucrurile care ne fac să înțelegem. În primul rând sunt simptomele atât fizice cât și de natură emoțională. Te simți obosit, simți că n-ai putere, simți că, așa cum spuneam, ești confuz. Nu vrei să te văzi cu prietenii tăi, începi să ai tu un comportament toxic față de tine, se poate întâmpla să nu ai niciun fel de disponibilitate nici pentru oamenii din jur, dar nici pentru tine. Și se întâmplă să nu-ți dorești să faci lucruri, nici măcar cele de bază pe care ar trebui să le facem în mod normal. Bun. Ideea este că atunci când depistăm aceste lucruri, nu este nicio problemă să vorbim despre ele cu oamenii din jur. Și aș vrea să vă auzesc despre câteva lucruri care ne ajută să avem grijă de sănătatea noastră. Dar înainte, cred că aș vrea să spun care sunt lucrurile care ne fac să ajungem până acolo. În primul rând, munca dusă la extrem. Munca dusă la extremă, probabil că noi cu toții ne dorim să muncim foarte mult, să fim recompensați pentru ceea ce facem, să avem o casă mai frumoasă, să plecăm în vacanțe mai frumoase, să ne cumpărăm o mașină pe care ne-o dorim, să ne cumpărăm tot felul de lucruri și trecem peste limitele noastre și mergem pur și simplu înainte cu valul, pentru că vedem că oamenii din jur fac atât de multe lucruri și mai ales acum Instagramul este cel care te face să te compari nu cu 2-3 oameni cei pe care ai în jurul tău, ci cu poate o planetă întreagă și asta te face să te simți frustrat, asta te face să te simți un om mic, pentru că tu nu faci atât de multe lucruri cum fac prietenii tăi, oamenii pe care îi admiri, oamenii pe care îi cunoști sau oricine din jurul tău, cineva a scris o carte, cineva a lansat un program, cineva a plecat în nu știu ce vacanță, cineva. Și atunci și tu la rândul tău vrei să faci foarte multe. Și ideal este să te întorci la tine și să vezi care sunt nevoile tale, nu care sunt lucrurile pe care trebuie să le faci ca să fii în competiție cu oamenii din jur. Un alt lucru care ne știrbește sănătatea mentală sunt obiceiurile destructive. Și aș vrea să vă întreb dacă voi știți care sunt, ce înseamnă să ai obiceiuri destructive. Chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți asta acum. Până când începeți să scrieți mesajele, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce îmi scrieți și de la voi primesc energia pentru a face în continuare lucruri și pentru a împărtăși cât mai multe și pentru a învăța și eu la rândul meu atât de la voi cât și din lucrurile pe care le am în jur. Bun, haideți să vedem. Care sunt obiceiurile destructive? Mi-ar plăcea foarte tare să-mi spuneți. Gândurile urâte. Fumatul. Ok. Proiecte negative. Procrastinarea. Prea mult timp online. Alcoolul. Să mai lucrez mai mult în detrimentul timpului liber. Ok. Fumatul. Mâncatul nesănătos. Televizorul. Alimentația. Infidelitatea. Telefonul folosit excesiv. Autocritica. Ok. Mâncatul compulsiv, cineva spune. Eu aș spune și înfometarea, pentru că ne dorim să arătăm foarte bine, să fim foarte slabe și atunci ne chinuim corpul. Judecata, lipsa încrederii. Cafeaua, invidia. Gândurile negative anticipate. Gelozia, alcoolul, drogurile. Lipsa de mișcare. Mâncarea. Acceptarea oamenilor cu o gândire toxică, alimentația emoțională, lipsa de activitate, pescuitul, gândirea negativă. Ok.
Dar ce ziceți de lipsa somnului? Lipsa somnului, social media, negativitatea, gelozia, iertarea greșelilor, altora deși nu sunt în armonie cu, cu toți. Tristețea și invidia, nemulțumirea de sine. Tristețea nu este un obicei destructiv. Tristețea este o emoție. Și de foarte multe ori, sănătatea noastră mentală este afectată din cauza faptului că nu ne exprimăm emoțiile. Ok. Jocurile online. Mai departe. Bun, acestea sunt obiceiurile destructive și mă bucur foarte tare că sunteți conștienți de ele. Oboseala n-aș putea spune că un obicei destructiv, aș spune că lipsa somnului este un obicei, nedormitul. Bun, mai departe. Lipsa somnului ne afectează foarte tare, ne afectează atât la nivel fizic cât și la nivel emoțional. Bun, hai să vedem următorul lucru care ne împiedică să avem o sănătate mentală și un echilibru interior. Este comportamentul compulsiv. Aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă pentru voi comportamentul compulsiv. Haideți să vedem. Ce înseamnă pentru voi comportamentul compulsiv? A încerca mereu să-i mulțumești pe ceilalți este negativ, da. Comportamentul compulsiv este suma unor obiceiuri pe care le faci în mod repetat. Exact, ești obsedat să faci un lucru în mod repetat și de cele mai multe ori din dorința de perfecțiune. Exact, a acționa fără să conștientizezi. Și specialiștii spun că oamenii decurg la tipare de comportament compulsiv pentru a evita frica asociată cu anumite situații stresante și a reduce riscul pe care îl percep. O altă teorie susține că comportamentul compulsiv începe în momentul în care oamenii își interpretează greșit propriile gânduri. Bun, dorința de așa, bun, autocontrol excesiv, da, perfect, adevărat. Bun. Comportamentul compulsiv este un comportament repetat, nociv și asupra căruia nu reușim să avem controlul. Ok. Dar în momentul în care îl depistăm, înseamnă că suntem conștienți de el și în momentul în care ești conștient de un lucru, ești pe jumătatea drumului, deci e foarte posibil să-l poți schimba. Bun. Mai departe, ce ne mai afectează sănătatea mentală? Sunt oamenii toxici. Eu cred că noi toți în jurul nostru avem sau am avut la un moment dat oameni toxici care ne-au făcut rău. Și aș vrea să-mi spuneți pentru voi dacă există o astfel de persoană și care este comportamentul unui om toxic în viața voastră. Bun. Hai să vedem. Care credeți că e comportamentul unui om toxic și dacă aveți un astfel de om în viața voastră și cât vă afectează? Și cum vă face să vă schimbați comportamentul? Cum vă influențează un om toxic? Ok, dar soțul, sigur că există vampiri energetici. Bun. Bun, ai nevoia de a se satisface soacra mea. De exemplu, acum am realizat într-un posesiv să dețină controlul.
Eu la rândul meu eram toxică și era oglinda mea, o persoană care are, e mereu negativ și care vorbește cu răutate despre alții, oamenii care se plâng, care au mereu probleme, oamenii care se victimizează, da, soțul. Bun, haide să vedem și pe Facebook. Gelozie, posesivitate prin nemulțumirile lor. Oamenii toxici sunt acei oameni în jurul cărora nu putem să fim exact așa cum ne dorim noi și ne fac viața grea, nu sunt un suport pentru noi și de fiecare dată când suntem în jurul lor ne simțim lipsiți de energie, nu ne simțim noi și suntem mereu cu foarte multă frică. Oameni care se victimizează, prietenii falși. Bun. Perfect. Perfect. Un om negativ care vede în orice ceva negativ, o persoană care spune că nu poți să faci ceva, persoanele care ne sabotează, perverși și narcisici. Bun. Oamenii toxici sunt oamenii invidioși și egoiști, manipulatori, posesivi, cei care își impun părerile insistent, cei care nu te văd absolut deloc, cei care nu-ți dau voie să fii așa cum ești, cum spuneam, victimă versus agresor. De cele mai multe ori e foarte greu să ieși dintr-o relație cu o persoană toxică pentru că e o relație de codependență și e ceva ce tu îți iei de acolo sau este refaci relația cu unul dintre părinți și ți se pare că trebuie să rămâi acolo, poate să în acea relație, pentru că e o relație familiară și noi repetăm, replicăm toate relațiile care ne sunt familiare. Sau de foarte multe ori nu ieșim din astfel de relații pentru că avem senzația că nu merităm mai mult. Și atunci rămâi în continuare în acele relații care îți fac rău. Bun. E foarte important că vedeți aceste lucruri și puteți să faceți ceva. De cele mai multe ori, cea mai bună soluție este să setezi limitele. Știu că nu este foarte ușor să spui nu, acest lucru nu este bun pentru mine, acum eu nu mai pot să stau aici, acum eu nu mai pot să am această discuție, pentru că evident ne ține ceva acolo, dar încet, încet și lucrul acesta se poate rezolva. Bun, adicțiile. Adicțiile sunt cele care ne afectează sănătatea mentală. Hai să vedem dacă voi sunteți conștienți dacă aveți adicții, dependențe. Și înainte să-mi spuneți că nu aveți niciun fel de adicție, vreau să vă gândiți la câte ore stai pe telefon. Câte ore stai pe telefon, exact, da. Ce aplicații folosești și cum îți petreci cea mai mare parte din timpul tău liber? Ce faci în pauza de masă în care ai la dispoziție tot felul de variante? Stai pe telefon să vezi ce au mai făcut alți oameni sau îți suni un prieten sau suni pe cineva cu care n-ai mai vorbit de mult sau faci ceva care e important pentru tine? Hai să vedem. Deci ce dependențe? Telefon și dulciuri, shoppingul compulsiv, apare momente de dezechilibru pentru mine. Ok, toți avem adicții. Bun, mă bucur foarte tare. Trebuie să recunosc că și eu am adicția telefonului, adicția Instagramului și a WhatsApp-ului. Și de multe ori sunt conștientă și când sunt la birou îmi las telefonul undeva într-un alt birou sau îl pun pe modul avion sau fac în așa fel încât să nu mai am acces la el. Uneori chiar închid Instagram-ul, alteori găsesc metode să pot să ies de acolo. Bun, Instagram, cafea, sport și Instagram. De regulă răspund la mesajele pe care le am de la cliente. Serviciul, cafeaua, așa. Nimeni cu țigări? Telefon, Insta și Facebook, telefon, cafea și alcool, telefon. Cea mai mare parte dintre noi are ca dependență telefonul. Dulciuri, Instagram și WhatsApp. Ok. Mai departe. Telefon. În momentul în care noi ne dăm seama că avem o adicție, e important să facem ceva cu ea, pentru că unul la mână, în momentul în care
ai o adicție, nu poți să funcționezi bine și nu poți să fii liber și nu poți să fii în echilibru atâta vreme cât nu ai lucrul respectiv. Dacă lucrul respectiv, fumatul, telefonul, junk food-ul sau alte lucruri despre care vorbim aici, pe care noi le avem, în momentul în care ne este limitat accesul la ele, ne apucă o stare de anxietate, ne apucă o stare de nervozitate. Încep foarte multe emoții cu care nu suntem confortabili, pentru că de ce facem, de ce avem aceste adicții? Încercăm să ne refugiem în ceva în momente în care nu ne simțim bine în interiorul nostru și vrem să fugim. Vrem să nu mai simțim emoția, vrem să nu mai știm ce se întâmplă acolo. Ce ne poate ajuta să scăpăm de asta este să ne oprim, să fim conștienți că vrem să punem mâna pe telefon, vrem să luăm un junk food, vrem să facem atâtea lucruri și să ne întoarcem atenția către noi, să vedem ce se întâmplă în momentul ăla. Și un instrument foarte bun care pe noi ne ajută este jurnalul emoțiilor, pe care eu l-am creat împreună cu doi psihoterapeuți, în care vorbim despre gestionarea emoțiilor și despre cum poți să le lași să iasă. Bun. Ei bine, și ajungem la una dintre cele mai mari lucruri care ne afectează sănătatea mentală și despre care am vorbit până acum, este social media. Și citeam undeva că în 2011 s-a demonstrat că imaginea de sine și încrederea în forțele proprii este afectată de faptul că suntem zilnic expuși la o variantă falsă, editată și formatată a altor oameni. Pe scurt, cea mai proastă sau banală zi a noastră se întâlnește cu povestea altora spusă cu foarte multe filtre și făcute în cadrele perfecte. Și atunci, cumva, totul devine din ce în ce mai rău, din ce în ce mai complicat și viața noastră este din ce în ce mai rea. Exact cum spuneam și mai devreme, în momentul în care ne uităm pe Instagram, pe Facebook, vedem ce vieți minunate au oamenii din jur, iar noi nu avem asta. Bun, să mergem mai departe. Epuizarea emoțională. Sunt convinsă că aveți în jurul vostru, dacă și vouă sau nu vi s-a întâmplat, asta rămâne ca voi să decideți, dar sunt foarte mulți oameni care consideră că nu există burnout, nu există anxietate, nu există depresie și sunt doar niște mofturi. Hai să vedem ce ne ajută să ne refacem. În primul rând, un somn de calitate. Somnul, cum spuneam și mai devreme, ne ajută să ne refacem celula nervoasă, ne ajută să avem o piele mai frumoasă, să funcționăm mai bine, să avem energie, să fim bine în viețile noastre. De cele mai multe ori aud oameni și recunosc că și eu m-am aflat în această situație în care să dorm mi se părea așa overrated și nu aveam de ce să dorm pentru că făceam cumva, era o mândrie pentru mine să spun că dorm foarte puțin și funcționez foarte bine, drept pentru care dormeam cam câte 5 ore pe noapte. Și oamenii își petrec cam o treime din viață dormind și în tot acest timp, cum spuneam, creierul face curățenie și elimină toate toxinele. Și noapte de noapte se întâmplă lucrul acesta și ne ajută să păstrăm și amintirile și informații stocate pe zi și ne consolidăm memoria. Pentru că de foarte multe ori, și mie mi se întâmplă, aud foarte des, nu mai țin minte. Acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că nu dormim suficient. Dacă dormi, cum făceam eu, 5 ore, 6 ore, pentru că aud foarte mulți oameni care spun că fac asta în loc să doarmă 7-8 ore pe zi, ești predispus la îngrășat, pentru că corpul nostru are nevoie să-și ia energia de undeva și, bineînțeles că și-o ia din mâncare, dacă nu și-o ia din somn. Ești predispus la diabet, probleme cardiovasculare și se întâmplă foarte des și probabil că ați simțit și voi asta pe pielea voastră. Bun. Mulți oameni spun, eu nu pot să dorm, am atât de multe gânduri și nu pot să dorm. Vreau să-mi spuneți cum sunteți voi cu dormitul. Dormiți sau nu dormiți? Între timp eu să vă spun cum poți să dormi un pic mai mult. Fără ecrane, seara înainte de culcare, închideți ecranele, nu vă mai uitați pe Facebook, nu vă mai uitați pe Instagram. Și dacă dai în cealaltă extremă și dormi prea mult, chiar m-am oprit să răspund la asta, este și somnul foarte îndelungat poate să fie un semn al unui dezechilibru al sănătății mentale, pentru că simți nevoia să fugi de tot ce se întâmplă în viața ta și atunci dormi ca să nu mai vezi ce se întâmplă.
De foarte multe ori, eu personal, pentru mine a fost un challenge să dorm într-o încăpere rocoroască. Dormitorul meu să aibă o temperatură mai scăzută. E foarte important ca în dormitor să ai până în 21 de grade, nu mai mult, fără lumină, pentru că creierul are nevoie să se odihnească și întunericul ajută la eliberarea melatoninei, ceea ce regrează ciclul natural de somn. Fără alcool și cofeină, după amiaza sau seara, și fără băuturi alcoolice, pentru că nu te ajută să dormi mai repede, să dormi mai repede, și plus că dimineața te trezești mult mai repede decât, mai devreme decât ți-ai planificat. Bun. Fără schimbări majore, adică astăzi mă culc la 10, mâine mă culc la 2, după aia mă culc la 12, după aia stau până la ora 1. E foarte important să avem un ritm. Și atunci corpul nostru și ciclul nostru circadian îl vom respecta și corpul nostru va ști că noi ne ducem la culcare la ora respectivă. Bun. Ce ne mai ajută să avem o sănătate mentală foarte bună este setarea de limite, despre care vorbeam ceva mai devreme. E bine, nu este un lucru pe care să-l faci ușor, pentru că să spui nu oamenilor nu este ușor să spui oamenilor hi, thank you so much. Nu este ușor să spui oamenilor nu și mai ales oamenilor pe care îi iubești să-i refuzi, pentru că ce înseamnă când trebuie să setezi limite? Atunci când oamenii te expun la lucruri care nu sunt ok pentru tine. Cum știi că nu sunt ok pentru tine? Simți în corp, simți că ai o stare de disconfort, de anxietate, e ceva care te neliniștește. Și atunci e momentul să spui nu. Chiar dacă e vorba despre soțul tău, chiar dacă e vorba despre iubitul tău, care este vorba despre mama ta, copilul tău, e foarte important să setezi limite în așa fel încât să rămâi confortabil cu ceea ce se întâmplă. Evident că sunt situații de urgență, situații grave în care nu poți să spui nu când cineva, nu știu, are o problemă gravă sau cineva are nevoie de tine într-un anumit fel, ești acolo. Dar, repet, setarea de limite e foarte importantă. Bun. Cum să setăm limite? Că nu e chiar așa de ușor, într-adevăr. În primul rând trebuie să identifici ce nevoi ai și trebuie să vezi ce simți și când te simți în largul tău. Când nu te simți în largul tău, înseamnă că e ceva care este în neregulă. Și pentru asta trebuie să te cunoști foarte bine. Iar pentru asta trebuie să petreci mult timp singură. Adică mult timp cu tine, pentru că știi, atunci când vrei să cunoști o persoană, petreci timp cu ea și începi să-i pui întrebări. Același lucru se întâmplă și în cazul nostru cu noi. Cum ai setezi limite? Le spui oamenilor sincer de la început care sunt nevoile tale și ce ți-ar plăcea să se întâmple. Repet, știu că nu e ușor, dar cu pași mici lucrurile pot funcționa. Și cum mai poți să faci asta? Aplicându-le constant. Este ca un mușchi. Este ca un mușchi pe care îl antrenezi și îți va fi din ce în ce mai ușor să spui nu. Pot să spun din propria experiență. Mi era greu să spun nu și la cel mai mic lucru. Acum am învățat să spun nu și spun nu fără să-i fac pe ceilalți să se simtă respinși. O fac în așa fel încât ceilalți să aibă parte de blândețe, bunătate și dragoste din partea mea atunci când o spun. Bun. Cum avem grijă de sănătatea noastră mentală? Cu ajutorul metodelor de mindfulness. Am tot vorbit despre mindfulness, pentru mine e un concept foarte important care m-a ajutat, tocmai de aceea m-am trainuit și am devenit facilitator și trainer de mindfulness, pentru că am simțit că pe mine m-a ajutat și am simțit nevoia să dau mai departe din lucrurile pe care eu le-am învățat. La ce te ajută mindfulness? Mindfulness te ajută, te ancorează în prezent. De cele mai multe ori ne gândim la ce s-a întâmplat și rumegăm trecutul, chiar dacă noi suntem într-o conversație cu cineva, mintea noastră pleacă în altă parte și ne gândim cum ar fi fost dacă aș fi făcut lucrul respectiv, cum aș fi fost dacă aș fi reacționat diferit, cum ar fi fost viața dacă, sau în același timp, ne creăm tot felul de scenarii. Ne imaginăm situații despre ce urmează să se întâmple. Și acele scenarii de cele mai multe ori ne aduc foarte multă anxietate. Mindfulness ne ajută să fim acum, aici, prezenți,
atât pentru oamenii din jur, cât și pentru noi. E un lucru care ne ajută să avem creierul odihnit, ne ajută să fim prezenți și să putem să funcționăm mai bine, să fim atenți, să vedem în ansamblu toată situația, nu pe bucăți, atunci când avem timp să ne gândim la asta. Și îmi dau seama că mindfulness ne ajută foarte tare, pentru că în zilele în care sunt foarte obosită și mi se întâmplă să-mi fugă mintea, în momentul în care realizez că îmi fuge mintea, cu ajutorul metodelor de mindfulness, mă întorc. Care sunt ancorele mele? Respirația și senzațiile din corp. Atunci când te concentrezi la respirație, ești prezent, pentru că respirația începe acum și se termină tot acum. Deci vom merge împreună cu ea de fiecare dată. Cum practici mindfulness? Cu intenție, cu atenție și cu atitudine. Vom vorbi într-un alt live despre mindfulness, dacă vreți. Bun. Cum ne ajută, ce mai putem să facem pentru a avea grijă de sănătatea noastră? În primul rând, să fii 100% prezent. Așa cum spuneam, metodele de mindfulness să fim prezenți. Stau de vorbă cu cineva și sunt prezentă la omul respectiv, mă uit în ochii persoanei respective. De multe ori probabil că ați observat că vorbiți cu oameni și partenerii voștri de discuție sunt peste tot. Sau poate voi vă surprindeți să nu vă puteți uita în ochii omului cu care vorbiți. Ei bine, provocarea mea pentru voi este să, de fiecare dată când aveți o conversație, să încercați să vă uitați direct la omul respectiv în ochi. Să fie autentic. Conexiunea reală funcționează cu cineva dacă nu încerci să fii altcineva. De multe ori ne îndrăgostim de o imagine pe care ne o creăm despre noi și vrem să fim exact acea imagine. E bine, nu se pot crea conexiunea atâta vreme cât nu ești autentic și nu ești vulnerabil. De aceea vulnerabilitatea este unul dintre lucrurile care ne ajută să fim bine cu noi, cât și cu ceilalți. Și autenticitatea ne ajută să nu ajungem în final la depresie, pentru că eu pot să spun că ceea ce m-a făcut să ajung la depresie era faptul că era o discrepanță foarte mare între ceea ce se afla în interiorul meu și ceea ce făceam. Îmi doream un lucru, dar nu-l făceam. Din frica de a nu fi respinsă, din ideea că ceilalți mă vor trata într-un fel sau altul. Și atunci tot timpul ziceam, uite, aș vrea să fac asta, dar hai că nu fac pentru că cineva se va supăra sau poate mă voi face de râs sau voi greși. E foarte important să ne aliniem cu ce este în interiorul nostru. Ce ne mai ajută? Să fim empatici, să fim generoși și să fim recunoscători. În momentul în care ești recunoscător, viața ta se schimbă, pentru că vezi lucrurile bune și lucrurile bune atrag alte lucruri bune. Și tocmai de aceea, pentru că știu că nu este foarte ușor, am creat în urmă cu ceva timp acest jurnal, jurnalul recunoștinței, care ne ajută să vedem lucrurile. Sunt exerciții pe care poți să le faci în fiecare zi, să vezi lucrurile bune din viața ta, pentru că de foarte multe ori nu ai capacitatea să vezi acele lucruri bune pe care noi cu toții le avem, indiferent cât de grea este viața noastră. Ce mai important? Să fii înconjurat de oameni care au o energie bună, oameni care te susțin, oameni care te iubesc, în fața cărora poți să fii tu, în fața cu care poți să vorbești exact așa cum simți, să n-ai niciun fel de problemă să-ți exprimi emoțiile, să ceri ajutorul, să spui că nu poți, să spui că nu ești ok, pentru că aceste lucruri te vor ajuta pur și simplu să te înduci la ei ca la tine acasă. Și de aceea este extraordinar și aș vrea să mai vorbesc despre ce ne ajută, pentru că grupurile de oameni sunt fantastici. Sau unu, sau doi, sau trei. E de ajuns să ai astfel de oameni care te susțin, te văd, te aud, sunt un suport și știu să au capacitatea să-ți spună, mi se pare că astăzi nu ești în regulă. Vrei să vorbim despre asta? Cineva care nu-ți spune, lasă că e ok, ești ok. Sau în momentul în care încep să-i spui că ai avut o zi rea, el la rândul lui să-ți spună, da, eu am avut o zi și mai rea. Acei prieteni sunt oameni minunați, cei care vă dau spațiu să fiți așa cum sunteți, fără să vă încerce să se încerce să vă schimbe sau să vă dea indicații de cum ar trebui să fiți. Bun.
Sunt multe lucruri pe care putem să le facem pentru sănătatea mentală și tocmai de aceea am o veste foarte bună pentru voi. Foarte bună, sper. Pentru că în această seară am o surpriză pentru voi. Pentru că lansăm agenda de anul viitor. Agenda de anul viitor este agenda, cum spuneam, dedicată sănătății mentale și este partenerul de care avem nevoie să fim în continuare atenți și conștienți de ce se întâmplă cu noi. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă să știm ce să facem, dar să nu facem. Agenda din anul următor este partenerul ideal în care cu care puteți să vorbiți. Am ales să o facem roz, am ales o agendă foarte feminină, pentru că este pentru femei, bineînțeles, și mă bucur foarte tare să o prezint. Ne-a luat foarte mult timp să o facem, pentru că ne-am dorit foarte tare să fie un produs foarte bun, un produs foarte complex, un produs care să fie acolo pentru voi, să fie partenerul vostru în fiecare moment. A ajuns la ediția numărul 7 și vă mulțumesc foarte mult pentru că ea rezistă și este cu noi datorită vouă, celor care sunteți aici în fiecare zi cu noi și o cumpărați și ideile voastre ne fac să creăm tot felul de lucruri care sperăm să vă ajute. Și aș vrea să vă arăt un pic agenda, cum arată. Sper să se vadă. Ia, să vedem. Este și pe spira, pentru că și aici am tras la sorți și adică am... No, there is no version for men. Sunt rezoluțiile cu ce avem să facem în anul 2022. De făcut, de învățat, de renunțat, de încercat, de îmbunătățit, de vizitat. Zile de naștere, pentru că în toată graba aceasta uităm să îi sunăm pe oamenii importanți din viața noastră. Bun. Este o introducere și motivația pentru care am ales să facem o agendă dedicată sănătății mentale. Lucruri pe care puteți să le faceți pentru a fi mai bine, nu doar pentru a arăta mai bine. Despre epuizarea emoțională și despre sănătatea mentală. Cum o tratezi, cum ai grijă de ea, trăiești pe 65 de zile pentru o sănătate mentală și pace interioară. Bun. Homeopatia, aliatul sănătății tale mentale. Analize pe care trebuie să le faci în fiecare an. Am introdus o rubrică nouă, este despre buget. Bugetul meu în 2022, în care avem venituri, cheltuieli, economii și datorii. O listă pentru parole, cine vrea să și le scrie, hrană pentru suflet și pentru minte, cărțile pe care vi le recomand pentru anul acesta pentru sănătatea mentală, filmele și de data aceasta am ales și podcasturile pe care eu le ascult și care mie îmi fac foarte bine. Bun, haideți să vedeți cum este agenda. Vreți? Bun. Agenda este nedatată. Ceea ce ne-a făcut să o facem nedatată, pentru că anul trecut, anul acesta a fost la fel nedatată, o poți folosi oricând, chiar și la anul, peste 2 ani, am rămas la citat. Puteți să puneți data, citatul, care în fiecare zi poate să fie o sursă de inspirație pentru fiecare. Și am schimbat un pic rubricile față de cum aveam de obicei. Cum te simți astăzi? Cum te simți astăzi? E foarte important să știi cum te simți. Dar pe bune cum te simți, nu ce faci. Cum te simți? Te simți trist, obosit, frustrat, în toate felurile în care poți să o faci. Ce nevoi ai astăzi? E foarte important să știi ce nevoi ai. Pentru că atunci când știi care sunt nevoile tale, știi ce să le dai ca să poți să fii bine. Pentru că dacă nu o faci, apar frustrările, anxietățile și depresia. Bun. Ai purtat conversații de suflet astăzi? Te-ai simțit conectat de partenerul tău sau cineva important din viața ta? Astăzi e foarte important să avem oameni cu care să ne putem conecta la nivel autentic. Să simțim că putem să ne aducem pe noi exact așa cum suntem.
pur și simplu să fim acolo fără să încercăm să fim altcineva. Și realizez că dacă nu ai astfel de conversații, viața ta este goală, viața ta are ceva din care lipsește. Bun, au rămas câte pahare de apă ai băut și am introdus câte ore ai dormit. Pentru că, așa cum spuneam, somnul e foarte important și trebuie să vedem câte ore dormim. Ce ai făcut pentru tine astăzi? O listă destul de lungă. Ce ai făcut pentru tine? Important. Pentru că trebuie să știi. Ce ai făcut pentru tine sunt resursele tale. Este acea baterie de care vorbeam, pe care dacă nu o încarci, nu are cum să funcționeze. Bun. Cât ai stresat, enervat astăzi de la 1 la 10? Și aici e foarte important, pentru că trece ziua și nu-ți dai seama. Dar când ajungi să scrii, o să-ți dai seama că luni te-ai enervat, marți te-ai enervat, miercuri te-ai enervat și viața a trecut, ziua a trecut și ai fost plină de nervi. Bun. Cât de tare te-ai simțit copleșită astăzi de la 1 la 10? Și aici e important, fără să ne dăm seama, avem atât de multe task-uri, atât de multe lucruri de făcut de dimineața până seara și pur și simplu nu mai putem. Ce facem când nu mai putem? Izbucnim pe oamenii din jur. Sau avem un comportament destructiv în ceea ce asupra noastră. Și atunci, în momentul în care îți răspunzi la întrebarea cât de copleșită am fost astăzi de la 1 la 10, vei înțelege unde ești și îți vei da ce ai nevoie. Uitându-le la rubrica de mai devreme, în care scrii ce nevoie ai astăzi. Bun. Cât de obosit te simți astăzi de la 1 la 10? De câte ori v-ați întrebat asta? De câte ori te-ai întrebat cât de obosit mă simt de astăzi de la 1 la 10? Pun pariu că nu de foarte multe ori. Ei bine, această rubrică te va face conștientă cât de obosită ești și că una dintre nevoile tale, dacă nu ai scris-o, este că ai nevoie să te odihnești. Bun. E, și acum mai acum, o altă întrebare. Cât ai stat pe telefon astăzi? E important să vezi cât ai stat astăzi și vei începe să faci un joc cu tine, o provocare cu tine, în care vei încerca să stai din ce în ce mai puțin pe telefon. Bun, mai departe, trei lucruri pentru care ești recunoscătoare astăzi. Din nou, așa cum spuneam, e foarte important să fim recunoscători pentru că asta ne face viața mult mai frumoasă. Și ne ajută să ne bucurăm de ceea ce avem și să nu ne mai gândim că nu avem. Bun, deci, așa cum spuneam, agenda este nedatată și puteți să o folosiți absolut oricând. Și la final, aveți, cred că sunt și niște pagini libere. Acesta este un mock-up, încă nu avem agenda, dar în curând va fi. Și toate produsele pe care le găsiți la noi pe site. Bun, deci agenda se găsește pe site-ul începând cu ora 8 din această seară. Nu mai aveam răbdare să vă spun. Începând cu ora 8 se găsește pe shop.andrearaicu.ro și puteți să o comandați, costă 149 de lei și aveți foarte, foarte multe informații care vă vor ajuta să fiți mai bine. Am lucrat împreună cu echipa mea și cumva ne-am gândit ce este important pentru noi, ce ne ajută pe noi să fim mai bine, să avem sănătatea mentală bună și ce putem să facem ca să fim echilibrați. Ok. Acum aștept întrebările voastre și de începând cu ora 8 puteți să faceți precomandă la agenda și e un cadou atât pentru voi, cât și pentru oamenii dragi din viața voastră, pentru femeile dragi din viața voastră, care vă va ajuta, cum spuneam, să trăiți mai echilibrat, să trăim mai încet, să trăim conștient și mai puțin pe pilot automat. Deci aceasta este agenda pentru anul viitor pe care puteți să începeți să o comandați din această seară și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele și pentru toate încurajările și mulțumirile voastre. Așa cum spuneam, love to LA! Așa cum spuneam, o găsiți pe shop.andrearaicu și puteți să o comandați, să o precomandați din această seară în așa fel încât de sărbători, să o aveți. Te pup, Anca!
Să vă spun și de carte. Cine n-a văzut cartea? Astăzi, de astăzi pleacă către voi cartea Secrete aflate pe pielea ta, pe pielea mea, pe pielea mea. Este o carte despre frumusețe, despre iubire și despre acceptare. Și este o carte care te ajută foarte mult să te apropii de tine. Bun. Unde putem comanda agenda? Agenda costă 149 de lei și o găsiți pe shop.andrearaicu.ro începând cu ora 8. Ia să vedem dacă este deja activat link-ul. O să-mi iau celălalt telefon. Ia să vedem. Recunosc că am vorbit cu colegii mei și am spus că la ora 8 lansăm agenda, dar eu nu am mai avut răbdare. Și am dat drumul la agenda. Ia să vedem. Nu, deci peste 10 minute. Peste 10 minute puteți să începeți să faceți comandă la agenda. În continuare puteți să comandați cartea care astăzi pleacă spre voi și cei 500 de oameni, primele 500 de comenzi sunt, vor veni cu autograf și în continuare pentru carte aveți posibilitatea să participați, să cumpărați cartea și să participați la un webinar cu mine prin tombolă. Bun, deci mai sunt 8 minute până când puteți să comandați, în momentul în care comandați agenda. Bun, haide să vedem. Întrebări. Love you too! Mulțumesc mult de tot! Bun, aștept întrebările voastre pentru că cartea? Să pot sau agenda? Nu, agenda este doar roz. Anul acesta am ales să o facem roz pentru că ne-am dorit să facem o agendă foarte feminină, mai ales că în ultima perioadă am vorbit foarte mult despre foarte mult despre feminitate. Am răsfoit agenda. Voi salva live-ul și pot să-l vizionez în așa fel încât să vezi agenda. Cu citatele, cu lucrurile pe care puteți să le faceți în așa fel încât să fiți bine. Nu se găsesc și pe Amazon. Uite, nu m-am gândit de ce nu se găsesc pe Amazon. Poate ar fi o idee. Se aude câinele pe fundal. Da, câinele vrea afară, dar încă trebuie să aibă un pic de răbdare. Mulțumesc foarte mult, Alina. Recunosc că nu mă înțelesesem ce ai spus. Am văzut, Efi, imediat. Deci, în curând puteți să comandați. Da, agenda poate fi comandată și în străinătate, de pe shop.andrearaicu. Revin. Deci, câinele nu mai poate. Imediat revin. Efi, gata. Haide, mergem afară. Scuze, este ca un copil mic și nu pot să nu-i dai ce are nevoie, mai ales când vrea să meargă afară. Bun, deci cum spuneam, cartea se găsește... Exact, da. Cartea se găsește... Agenda. Se găsește pe shop.andrearaicu.ro și o să o găsiți începând cu următoarele 5 minute și puteți să o comandați. În următoarele 5 minute. Bun, cartea o primim cu autograf doar dacă plasăm comanda pe site sau putem să plasăm și pe Bookzone. E același lucru, toate link-urile duc către Bookzone. Și da, dacă... Deci trebuie pe site, pe Bookzone. Bun, întrebări? Mai avem întrebări sau nu mai avem întrebări?
Eu sper din suflet să vă placă agenda, pentru că am muncit foarte mult la ea și toată echipa a muncit foarte mult la ea și am luat tot ceea ce am considerat că ne face o viață mai frumoasă, mai echilibrată și mai plină de resurse și mai plină de ceea ce ne face să ne simțim bine. Încă puțin, încă câteva minute, ca să zic așa, și agenda va fi online. Chiar în acest moment poate fi comandată agenda. Chiar în acest moment puteți să intrați pe site, pe shop.andrearaicu.ro și să comandați agenda. Anul acesta am pus și testimonialele oamenilor care au folosit agenda de-a lungul timpului, pentru că vă spuneam că agenda a ajuns la cea de-a 7-a ediție și am primit foarte multe feedback-uri de la oameni și mă bucur foarte tare că funcționează și merge. În Canada e destul de greu să o livrăm, pentru că costul ar fi foarte, foarte ridicat pentru tine de transport, așa că dacă ai o rudă în România care vine în Canada, ar fi mai ușor pentru tine. Livrăm oriunde în Europa. Deci puteți să comandați cartea pe shop.andrearaicu.ro și o veți găsi. Ajunge la voi în momentul în care veți da mai întâi precomandă și o veți primi înainte de Crăciun, înainte de sărbători. Deci de astăzi, practic, puteți din acest moment să dați precomandă și agenda va ajunge la voi. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc foarte mult. Încercam, cineva spunea că este sold out, spunea că e sold out cartea. Mi-e greu să cred, pentru că de-abia am lansat-o. Ia să vedem. Nu este sold out. Poți să comanzi. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Și vă mulțumesc foarte mult că ați stat împreună cu mine în această seară și sper să aveți grijă de sănătatea voastră mentală și ne revedem curând!